Salutare! Sunt Robert și vreau să vă vorbesc în podcastul ăsta despre o situație foarte delicată care s-a întâmplat săptămâna trecută. O situație care ne arată încă o dată că lumea asta este condusă pe principii mafiote. Am mai spus chestia asta, o să o spun de fiecare dată când am ocazia, pentru că doar ni se dă senzația că sunt niște reguli, principii care se aplică indiferent de situație, pentru că e important principiul și nu situația. Săptămâna trecută, Azerbaidjan a atacat Armenia. Există o dispută acolo pe o provincie, Nagorno-Karabakh. Aceștia se ceartă de foarte mult timp. Dar săptămâna trecută, Azerbaidjan a atacat neprovocat Armenia. Armenia este susținută de Rusia. În trecut, Azerbaidjan este susținut de Turcia. În trecut, Rusia și Turcia au mediat încetarea conflictului pentru provincia Nagorno-Karabakh. Rusia au niște trupe de menținere a păcii în zonă. Cu toate astea, săptămâna trecută, Azerbaidjan a atacat teritorii din Armenia cu rachete și cu drone și cu artilerie de mare calibru. Adică exact ce a făcut Rusia în Ucraina. Acum 6 luni de zile, a făcut Azerbaidjan în Armenia. Va suferi Azerbaidjan aceleași repercusiuni pe care le-a suferit Rusia pentru că a atacat Ucraina? A făcut Azerbaidjan asta de capul lui, singur, fără să întrebe Licuriciu și UE? Mie mi-e greu să cred că s-a întâmplat asta. Pentru că dacă vă uitați pe exporturile Azerbaidjanului, Azerbaidjanul exportă 85% către UE. Petrol și gaze. 85% din exporturi sunt către UE. Oare ar fi riscat sancțiuni din partea UE și din partea Licuriciului atacând Armenia fără să ceară acordul lor? E greu să cred asta. A trecut o săptămână de când s-a întâmplat chestia asta și la momentul când fac filmul ăsta nu se aude de nicio sancțiune. Nu se aude de nimic care să ne arate că Licuriciu, ONU, UE și toate organismele astea respectă aceleași principii în cazul Azerbaidjanului ca și în cazul Rusiei. Pentru că în momentul în care Rusia a atacat Ucraina, a atacat teritorii din Ucraina, sancțiunile au curs râu. Acum, în cazul Azerbaidjanului, nimeni nu face nimic. Probabil că nici n-ați auzit de chestia asta. Au fost niște știri așa pe la TV, niște știri foarte, foarte, foarte scurte, neimportante, care nu au dat greutatea evenimentului în sine. Greutate care ar fi trebuit să o aibă, pentru că o țară a atacat o altă țară fără motiv, așa cum Rusia a făcut cu Ucraina. Și toate organismele internaționale, toate țările astea docte, care respectă niște principii și care ne spun nouă că trebuie să suferim în frig și să plătim prețuri mai mari pentru mâncare și pentru toate cele, pentru că o țară ca Rusia a atacat Ucraina și așa ceva nu se face, acum nu reacționează. De ce nu reacționează? Și nu e vorba că nu reacționează. Nu reacționează la fel de dur și la fel de rapid. De ce nu fac asta? Este aceeași situație ca Rusia împotriva Ucrainei. Exact aceeași situație. Cel puțin din punctul meu de vedere. Reacțiile nu sunt însă pe măsură. Și asta ne spune încă o dată că noi nu trăim într-o lume guvernată de legi, principii care se aplică indiferent de situații. Trăim într-o lume guvernată mafiot? Pentru că doar într-o chestie mafiotă nu se respectă principiile și aplici principiile discreționar. Cum vrei tu, când vrei tu și cui vrei tu. Asta se întâmplă acum. Asta face Licuriciu, asta face UE. Pentru că nu au dat sancțiune Azerbaidjanului.
nu au dat sancțiuni pe petrol, nu au banat petrolul și gazele, nu au izolat Azerbaidjan. Chiar eu nu cred că atacul ăsta nu a fost cu acordul celor două structuri majore din lumea asta, UE și SUA. Stat, SUA este stat, nu este structură. Pentru că se dorește crearea unei alte zone de presiune potriva rușilor, zonă care se ducă la stabilizare, la destabilizarea și mai mare a zonei respective. Da? Despre asta este vorba. Tacit, neoficial, ăștia au întrebat, ei au zis, bă, dacă vreți, faceți. Noi o să ieșim așa, probabil, să spunem niște chestii așa, ca să nu zică lumea că stăm și ne uităm fără să facem nimic, dar nu veți avea sancțiuni. Nu veți fi sancționați la fel de dur ca rușii și noi o să stăm, să ne uităm, voi faceți-vă treaba. Principii mafiote. Despre asta este vorba. Se negociază în stil mafiot și nu are nicio treabă cu democrație, cu reguli, cu legi, cu chestii care ar trebui să se aplice nediscreționar și de fiecare dată cu aceeași forță, cu aceleași efecte. Nu, nu are treabă. Asta ne demonstrează atacul Azerbaidjanului împotriva Armeniei. Cel puțin din punctul meu de vedere. Mulțumesc! Dacă vă place ce fac pe aici, dați click pe subscribe și pe clopoțel. Să vă anunț eu tocmai pun filmulețe pe aici. Mulțumesc! La revedere!